Filmul pe care îl filmăm în momentul de față în Constanța se numește What Happened to Monday. Este o coproducție internațională la care studioul nostru Castel Film este partenerul român. Filmul se va filma în totalitate în România. Până acum am filmat 8 săptămâni în studio și de ieri ne-am mutat în decorurile exterioare și am început cu Constanța. De aceea ne aflăm aici acum. Cum a fost în Constanța până acum? A fost totul a decurs cum trebuie? Până acum în Constanța lucrurile au mers foarte bine. Suntem foarte mulțumiți. Ne-am găsit în prima fază decorurile pe care ni le-am dorit și pentru care regizorii, scenografii, producătorii filmului au fost pe care le căutau. Da. După care, în faza imediat următoare, ne-am bucurat și de sprijinul autorităților locale de aici, care s-au arătat foarte deschise la această colaborare. Iar de câteva zile ne bucurăm și de sprijinul constanțenilor, care au răspuns cerințelor noastre într-un număr foarte mare. Și iată că astăzi filmăm cu un număr important de figuranți. Câți sunt? Cam 250 astăzi. Și în total câți figuranți? Vor urma în zilele următoare până la 450. Când se descurcă figuranții? Sau a fost o selecție așa drastică a lor? Sau? Da, da, să știți că au fost selectați. Și după câte am văzut ieri și astăzi, s-au descurcat foarte bine. Cât timp veți filma la Constanța? O săptămână. Până marți, mai exact. Da? Da, până marți. Aveți un număr de ore, zi, noapte? Cum filmați? Filmăm și de zi și de noapte. Astăzi estimăm să încheiem filmările la ora 1 noaptea, deci și de noapte. Mâine la fel. Dar vom filma și de zi, începând cu sâmbătă. De ce ți-a ales Constanța? De ce s-a ales Constanța? Sau cum s-a ales Constanța? Povestea a început ceva mai de mult, chiar de anul trecut, spre sfârșitul anului trecut, când căutam niște locuri de filmare pentru acest proiect și identificând, să spunem așa, docurile din port de aici, docurile vechi, am rămas impresionat de acestea. După care, la începutul anului acesta, am căutat mai multe locații în Constanța și le-am găsit. În zona istorică. În zona istorică, da. În zona... Se potrivea cu ceea ce aveați nevoie? E în zona istorică? Sau despre ce? Se potrivea zona, s-au potrivit docurile. Să spunem că filmul este un sci-fi de acțiune. Da. Ne puteți da câteva detalii așa? Astăzi, spre exemplu, ce s-a întâmplat? Astăzi am filmat o secvență cu multă figurație pe stradă, secvențe de exterior. Avem și un punct de control pe care l-am construit acolo, ceva mai jos pe stradă. Asta a fost. Câte minute va apărea Constanța în film? Cred că undeva în jur de 15 minute. Din? Din probabil o oră și jumătate, două ore. Actorii principali au filmat astăzi? Unul dintre actorii principali, da. Ne puteți spune cine? Willem Dafoe.